A câta generație sunteți care practică meseria asta? Eu cunosc pe bunicul meu, pe taică meu, că pe stradă bunicul nu-l cunosc, a murit în Transnistria în 1946. A murit bunicul, străbunicul meu acolo. Dumnezeu să vă dinească pace. Din 1,5 a devenit undeva la 3 mm grosime. L-am făcut mai gros. La asta mă uitam. Din ce zonă sunteți? Mediaș, Brateiu, județul Sibiu. Și cum de-ați ales în epoca asta modernă să continuați tradiția? Eu practic... Sunteți printre puținii rămași. Din, până în 1986, în localitatea la noi s-au strâns 200 de familii, care toți practicau acest meșteșug. După 90 am rămas 6 familii. Taică mea făcea asta, eu, maica mea a murit când am avut eu 5 ani. Și îmi plăcea să stau lângă tata, eram prins așa de tata ca să nu-l pierd și pe el. Știți că m-a început să bea taică mea mult alcool, din cauza că a murit 3 morți în 2 ani, bunica, bunicul și maica mea. Și murise toți din cauza circulația sângelui, din cauza frigului, au înghețat în cort. A făcut cangrenă, bypass, taică mea a făcut bypass de 2 ori. Toate venele din picioare le-a schimbat acum 7 ani și am stat lângă el mult timp și mi-a plăcut meseria asta și la vârsta de 9 ani făcusem primul căzănel pentru țuică de 10 litri. Oho. Singur, fără să pună mâna taică pe el. Făceam înainte un iubic, o brățară, o chestie măruntă. Dar la 9 ani am terminat un cazan de țuică de 10 litri și am zis, uite, vreau să devin mai bun ca tata. Și în 2012 deja am fost selectat de designerii de la Calvin Klein și George Jensen pentru precizie milimetrică. Wow! Da, o să vă arăt filmarea. Da, chiar la da. Antena 1 este dată. Și lucrez și în momentul de față. Luna asta ce vine acum, pe 22, o să avem o altă expoziție în bază. L-am avut în New York, Viena, Veneția, Londra. Expoziții mai multe afară. Aveți copii? Am un băiat, două fete. Să vă trăiască. Băiatul moștenește meseria. Băiatul meu. El lucrează împreună cu mine, dar pe lângă meseria asta mai face și antichariat, să zic așa. Adună, colecționează, vinde obiecte antice.